autoritățile din Republica Moldova și autoritățile transnistrene, însă militarii transnistreni au spus tranșant că nu vor avea loc niciun fel de dialog. În aceste clipe oamenii din Varnița încearcă să dezinstaleze și cel de-al doilea container. Situația este una foarte tensionată în zonă și asta pentru că sunt mai mulți militari din partea Transnistrei, dar și polițiști moldoveni. Discuțiile se tot poartă între militarii transnistreni și locuitorii de aici. Primarul este foarte îngrijorat de această situație. Câteva ore drumul a fost blocat, astfel mașinile nu au putut circula pe aici. Au fost și câteva îmbrânceli. Trebuie să o luați amus. Militarii transnistreni s-au baricadat practic lângă aceste containere. Ei nu permit ca ele să fie dezinstalate. Ei își motivează prezența în zonă pentru faptul că vor să combată contrabanda care ar, în opinia lor, ar lua amploare în perioada sărbătorilor de Paști. Membrii Comisiei Unificate de Control sunt în zonă. Tot ei ne-au declarat că au încercat să ia legătura și cu membrii Comisiei Unificate de Control din Transnistria, însă aceștia nu răspund la telefon. Tot ei ne-au spus că dacă în această noapte nu se va soluționa această situație, Comisia Unificată de Control va trebui să se convoace în ședința extraordinară. Oamenii din zonă sunt foarte indignați de această situație. Militarii transnistreni sunt, o parte din ei sunt agresivi. Oamenii din zonă filmează cu telefoane, cu aparate foto. În aceste clipe vedeți cum locuitorii încearcă să dezinstaleze aceste posturi de control. Militarii se îmbrâncesc în aceste clipe. Încearcă să tragă acest... Doamnelor și domnilor, îmbrânceli în aceste momente între locuitorii satului Varnița, dar și militarii transnistreni. Locuitorii din Varnița încearcă să ducă acest container de aici, militarii nu permit, după cum spuneam, ei și-au motivat prezența în zonă pentru că contrabanda ar înflori în perioada sărbătorilor de Paști. Au fost și câteva discuții între membrii Comisiei Unificate de Control și militarii transnistreni, însă militarii transnistreni au spus tranșant că nu vor avea loc discuții. Doamnelor și domnilor, îmbrânceli în aceste clipe. Doamnelor
Doamnelor și domnilor, îmbrânceni, în aceste clipe aici la Varnița, militarii transnistreni încearcă să împiedice dezinstalarea acestor posturi. Домик не ваш. Домик не наш. А почему вы лезете туда, бля? Мы не лезем. Это наша земля. Давайте успокоимся. Земля общая. Общая земля. Да. Там ваша земля за Днестром, блядь, ваша земля. Там земля ваша. Земля общая. Общая на кладбище, ребят. Согласен. И стоя скоро. А это ваша? А это мы вас учили с мирными людьми, блядь, бороться? Мы не боремся. А что вы делаете? Мы не боремся. А почему вы, почему вы, Слуга люди здесь. Парни, все, давайте успокойтесь. Și domnilor altercații, oamenii din Varnița vor să scoată acest container, după cum spuneau, care în opinia lor a fost instalat ilegal. Militarii din Transnistria încearcă să împiedice acest lucru. După cum vedeți, se îmbrâncesc. На территории Приднестровья. Тихо. Тихо, ребята. Все, 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 все. Да, все, все, все. Да, все, все, все. Да, все, militarii transnistreni s-au baricadat practic lângă aceste containere. Ei nu permit ca ele să fie în opinia lor ar lua amploare în perioada sărbătorilor de Paști. Membrii Comisiei Unificate de Control sunt în zonă. Tot ei ne-au declarat că au încercat să ia legătura și cu membrii Comisiei Unificate de Control din Transnistria, însă aceștia nu răspund la telefon. Tot ei ne-au spus că dacă în această noapte nu se va soluționa această situație, Comisia Unificată de Control va trebui să se convoace în ședința extraordinară. Oamenii din zonă sunt foarte indignați de această situație. Militarii transnistreni sunt, o parte din ei sunt agresivi. Oamenii din zonă filmează cu telefoane, cu aparate foto. În aceste clipe vedeți cum locuitorii încearcă să dezinstaleze aceste posturi de control. Militarii se îmbrâncesc în aceste clipe. Încearcă să tragă acest... Oh,
Doamnelor și domnilor, în Brâncel, în aceste momente, între locuitorii satului Parnița, dar și militarii transnistreni, locuitorii din Parnița încearcă să ducă acest container de aici. Militarii nu permit, după cum spuneam, ei și-au motivat prezența în zonă, pentru că contrabanda ar înflori în perioada sărbătorilor de Paști. Au fost și câteva discuții între membrii Comisiei Unificate de Control și militarii transnistreni, însă militarii transnistreni au spus tranșant că nu vor avea loc discuții. Doamnelor și domnilor, în Brâncel, în aceste clipe, și domnilor, în Brâncel, în aceste clipe, aici la Varnița, militarii transnistreni încearcă să împiedice dezinstalarea acestor posturi. Domnul Ignivaș, domnul Ignivaș, a почему вы лезете туда, блядь? Мы не лезем. Это наша земля. Давайте успокоимся. Земля общая. Общая земля. Там ваша земля за Днестром, блядь, ваша земля. Там земля ваша. Земля общая. Общая на кладбище, ребят. Согласен. И что я скоро? А это ваша? А это мы вас уже... учили с мирными людьми, блядь, бороться? Мы не боремся. А что вы делаете? Мы не боремся. А почему вы, блядь, руки сжимаете? Отойдите в сторону. Давай, 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 Doamnelor și domnilor, altercații, oamenii din Varnița vor să scoată acest container, după cum spuneau, care în opinia lor au fost instalate ilegal. Militarii din Transnistria încearcă să împiedice acest lucru. După cum vedeți, se îmbrâncesc. На территории Приднестровья. Тихо. Тихо, Что вы делаете? Успокойтесь.
заниматься? Иди на город. Куда, блядь? Куда здесь? Куда, куда, куда? Вы куда лезете? Эй, тихо! Держи! Не надо выдать ничего! Чё, руки, блядь! Тихо, блядь, придавите на! Чё? Мать, иди успокой своих сыновей, давай, иди успокой. Вы своих сыновей успокойте тоже. Кто там открыл? Варя. Они что, вещи, ну что, блядь? Можно не светить глаза, больно мне. А он не понимает. Я все прекрасно понимаю. Только вы сделайте, как я прошу. Люди обычно понимают. Сделайте, как я прошу. Принципиально. Принципиально будете светить мне в глаза, чтобы мне было больно, да? Большое вам человеческое спасибо. Да, стоять, внимание. Светите, пока не ослепнет. Все, давайте забирать вагоны и вперед, и будем когда разговаривать, нет? Больше ни с кем договариваться, пока не собираюсь. Телефон поехал. Вроде сейчас будет очень скоро. Este comandantul orașului, care el trebuie să menține pacea aici, poftim. Dați întrebări. Dați întrebări. Deși, deși... Ei refuză să discute cu noi. Pentru ce ținem noi mai atâția bani cheltuie pentru țara asta și pentru pacificatorii ăștia? Așa. Dar spuneți-ne dumneavoastră, ce s-a întâmplat? De ce fugiți de noi? Pentru că oricum ne spuneți să filmăm și după aia nu vreți să mai discutați dumneavoastră cu noi. Gevali. Domnilor și domnilor, situația este una foarte tensionată în satul Varnița. Au fost din nou altercații. Oamenii din satul Varnița încearcă să dezinstaleze aceste containere, să le ducă de aici. Militarii transnistreni împiedică acest lucru. După cum spuneam, au fost altercații. Membrii Comisiei Unificate de Control sunt aici, ei tot încearcă să discute cu militarii transnistreni, însă aceștia refuză să discute, au spus că nu va avea loc niciun dialog, iar aceste containere vor rămâne aici și asta pentru că ei spun că au fost instalate aceste posturi în această regiune pentru că contrabanda ar înflori în perioada sărbătorilor de Paști. După cum spuneam, sunt mai multe grupuri de militari transnistreni, dar și polițiști moldoveni. Până să ajungem aici, am trecut de câteva filtre ale poliției de la Chișinău.
Membrii Comisiei Unificate de Control ne-au spus că au încercat să-i contacteze și pe membrii Cook din partea transnistreană, însă aceștia nu răspund la telefon. Dacă această situație nu se va rezolva pe parcursul nopții, Comisia Unificată de Control se va întruni în regim de urgență într-o ședință extraordinară. Pacificatorii au încercat să ne îngrădească accesul în această zonă, deși satul Varnița este controlat de autoritățile de la Chișinău. Ne-au cerut să ne legitimăm. Tot ei ne-au spus că îi încurcăm să rezolve situația. Oamenii de aici spun că nu vor pleca, vor sta aici toată noaptea până când vor găsi o soluție ca să fie dezinstalate aceste containere. După cum vedeți, oamenii s-au baricadat lângă unul din aceste containere. Acolo sunt și militari transnistrieni. Ei nici nu-i lasă pe oamenii să-l care de aici, pentru că a fost adus și un tractor. Până acum o oră circulația a fost blocată, însă acum mașinile circulă pe în această zonă. După cum vedeți, se poartă mai multe discuții între autoritățile transnistrene. В соответствии с решением ЕУБАМ проводится совместная Молдо-Приднестровская и Приднестровско-Украинская операция по борьбе с контрабандой. Вам что-нибудь по этому поводу известно? Да, мне известно. Я могу задать вам вопрос? Конечно. Скажите, а с молдавскими представителями власти это согласовано? Вы знаете, что это здесь зона, конфликтная зона? Значит, во-первых, это... Вы знаете? Нет, я спрашиваю вас. Я вам отвечаю. Да. Значит, это не конфликтная зона, так. Это зона безопасности, во-первых. Во-вторых, значит, месяц назад, я повторяю, в Одессе состоялось совместно Молдо-Приднестровское совещание, где обсуждались вопросы совместного проведения операции на сегменте Молдо-Приднестровской границы по борьбе с контрабандой. Об этом знают представители ЕУБАМ и представители молдавских властей. В таком случае, покажите став, мне под Кишиневым. Подождите, одну секундочку. Можно я тогда следующий вопрос задам? Покажите мне хоть одного представителя молдавских служб, неважно, таможенных, любых служб, которые в курсе, что вы должны здесь поставить таможенный пост. С кем согласовано? Покажите. Отвечаю вам на ваш вопрос. Да. Дело в том, что я являюсь представителем приднестровских таможенных органов. Я не отвечаю за действия молдавских властей и тем более сотрудников молдавских различных органов и государственных структур. То есть вы в одностороннем порядке решили, что надо поставить здесь пост для проверки, да, может быть, какой-то согласованности с ОБАМ, в одностороннем порядке? ЕУБАМ. ЕУБАМ, да. Вы в одностороннем порядке это решили. Значит, я еще раз вам повторяю. Каждый орган, приднестровский и молдавский, несет ответственность за свой сегмент границы по вопросам борьбы с контрабандой. Очень хорошо. Вы знаете, что это, еще раз повторяю, зона с повышенной безопасностью. Только что вы назвали. Вы с кем-то согласовали этот вопрос, кроме того, кроме приднестровской стороны? Месяц тому назад. Сегодня. В Одессе. Был согласован вопрос о проведении совместной операции украинско-приднестровской, молдавской по борьбе с контрабандой, которую координирует представительство европейское ЕУБАМ. Почему вы сделали это ночью? Почему операция происходит ночью? Специфика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, совершаемые части контрабанды, как правило, совершаются в темное время суток. В связи с тем, что в темное время суток лицам, занимающимся контрабандой, легче пересекать границу,
вне пунктов пропуска как молдавской, так и приднестровской стороны. Задайте вы вопрос, потому что я не могу принимать участие вот в этом. Я согласовали хочу... с местной властью. Есть ли согласованность какая-то с местными структурами власти, что здесь сегодня должен был поставлен пост? А что вы вкладываете в понятие местными органами власти? Местными органами власти? Ну, чьими? Скажем... Молдовы? Да, даже Молдовы. Варницы. То есть мы находимся сейчас на территории Варницы, угу. Если вы знаете. С органами сегодня реальной власти на Варнице. Согласовали вопрос? Командир. Я смогу слышать. Я прошу прощения. Да, я понял, я понял. Генерал, Thank you.